Hai să vedem la ieftineală în Antalya meniu cu pizza la 9 lei. 9 lei s-a dus la Springtime. S-a dus la domnul Murad. Ui, ceau, îmi place să mănânc aici. Astăzi e ultima mea zi din Marmaris. Mă duc înspre Antalya. Mi-am făcut acinită ghiozdanul. Papuci ăștia mi-am luat ieri cu 10 lei Nike. Dar îi las aici că n-am unde să-i pun. Și-a luat papuci Nike cu 10 lei, prieteni. Sunt papuci Nike din bazar. Mi-e plin am în ghiozdanul ăsta. Plus nici n-am chiar să-i duc, sincer. Mi-am luat că mă ardeau picioarele. Și nu puteam fără ei pe plajă. No, cam asta este și hai că mă duc înspre autogară. Vreo 50 de lei costă biletul și vreo 4 sau 5 ore drumul. Și hai că pornim spre autogară. No, am ajuns, am venit cu taxiul, am plătit 25 de lire, vreo 12-13 lei. Și acum merem la chinetele astea, că mi-am luat biletul online și am trebuit să-l iau în format fizic. Am nu știu dacă trebuie neapărat să-l iau pe hârtie, dar mă duc să-l iau, nu, să n-am probleme. Asta e autobusul, eu stau aici și pornim imediat. Nimă, hai că e frumos. S-a schimbat eforie. Vine băiatul cu mâncarea, pune și niște persi. Sper că până ajungi aici să rămână persi, să nu-l ia ăștia din fața mea tot. Că data trecută l-o luat și mi-a rămas numai apă de aia minerală. Vine acolo e persi. Tu ești o dramă, omul ăsta. Doamne. Nu mă, că-l iau ăștia. Hai că au mai rămas încă doi Pepsi. Hai odată în coace. Nu, Victor. Let's go, baby! Discrem. Let's go! Ha, mă, că a prins! În sfârșit am dat și-o de Pepsi. Până amun am prins, mă, că m-a așezat tot în spatele autobusului și până ajungea la mine nu mai primam niciun Pepsi. Noroc că au fost două femei înainte și au luat apă plată. Altfel n-aveam nicio șansă. Lengel confirmat feminist din această cauză? Cum nu? Ce? E tocmai a lăudat femeile că beau apă plată. Și că... Doamne, că n-ai rămâne lui Pepsi. Credeți că Lengel i-ar plăcea Nescu cu Pepsi? De fapt nu, că Lengel nu bea cafea, nu i-ar plăcea, nu i-ar plăcea. No, ne-am oprit un pic pe aici, ne? Să mâncăm și îmi iau nu știu ce. Ah, s-a oprit la Dedulești. No, mi-am luat plăcintă de asta, 15 lire, 7 lei. Ei, plăcintă cu răbdări prăjite. Ce, man? Măi, da. Mi-e pofe de mici de la Dedulești, nu se mint. Da, same. Muștac de la infect. Măi, da, am fost la... într-unul dintre acele distinse localuri, dacă îmi permite să le zic așa. Și am mâncat înăuntru, pentru că ploua foarte tare afară. Și pe toți pereții erau icoane foarte margini, icoane mari ca... De la biserică. Ca tabloul ăsta. Nu, gen printate. Erau dimensiunea asta, super mari, dar pe toți pereții. Gen peste tot, pe unde era perete, icoană. Asta ar fi un concept mișto pentru un restaurant fusion românesc. Erau să te apere de indigestia pe care o faci la mici ăia. Cu bicarbonat. Da, și coșulețele alea de pâine, știți, de plastic, cu șervețel în ele. La doamna asta. Destul de bun, ea este cu verdeață și au ceva ceapă. După aia poate mi-au și un cucuruz de la fiert. Fiert, nu, mă rog. Cucuruz? În Oradea, cucuruz? Nu știu, știi că unii zic la pepene, zic... Aici ne suntem opriți. De la doamna aia mi-am luat plăcinta aia și un cucuruz mălai de la fiert. Vreau să vă reamintesc că în episodul anterior, în loc să ne arate cum arată centrul Izmirului, a stat 5 secunde și a schimbat la metrou și acum ne arată un popas de 2 minute. Și a costat vreo 20 de lire în total, adică 10 lei. A fost ok. E bun. No, am ajuns, am în Antalya. No, bine, am ajuns, ne. Românul când ajunge pe Germania la cules de asparagus. Om ongenizat, puțin. Raluca, Alina, fata cu Nesu de mai devreme. Neironic, doar eu nu-l suport pe acest Lengel. No hate, sunt din Oradea, dar mă omoară cum vorbește. Nu, mai de ce, e un suflet pur Lengel. Mie îmi place de el. Nu, e efectiv, e un suflet pur care are un canal de YouTube. Mi-e greu să... nu știu, mi s-ar părea imposibil să am ceva cu el.
Pare genul domn care n-a făcut rău niciodată nimănui, nu știu de ce. Nikita, i-aș fura șapca de pe cap doar să văd cum reacționează. Măi, ce bully comunist. Dar aici nu e așa de cald, e vreo 29 de grade, cam așa. Deci e mult mai rece decât în Marmaris. Marmaris erau aproape 40 de grade. Ma bine, hai că o iau pe jos. De aici, din autogară, practic am vreo 30 de minute de mers pe jos. Eu o luăm pe aici, ne. Băi, am văzut, mi-am adus aminte acum, am văzut la el pe stories, vă rog eu frumos, eram aseară mor distrus de somn și m-am uitat la Lengel pe stories. S-a întors în România, da? A reajuns în România. Ok, au dispărut unele dintre ele, a ajuns pe aeroportul din Oradea. Și în aeroportul din Oradea, nu, el zicea că nu există autobuz sau orice altceva să poată să-l ducă în oraș, așa că a luat-o pe drumul național înapoi spre casă. Vă rog frumos, vă rog frumos. Vai, și nu te-am ușit cu câine, dar tu nu țării la mine nici. Nu vine ăsta. Măi, e pe DN-ul, there's no city, e pe DN-ul spre Oradea. Uitați-vă, am ce s-a ales și de gazonul ăsta, vai șama, că nu l-au rugat. De când am plecat, ce s-a ales de gazonul ăsta? Și l-au luat niște băieți cu mașina? Măi, dar refuză că nu vine niciun taxi? Că noi râdeam că cum men să nu sun la taxi, că sun la taxi și vine știa de unde ești, nu? Adică înțeleg că nu sunt aplicații sau whatever, dar nu vine taxiul? Nu prea vine, vine, ba vine. Băi, frate, mi-au frații. A, da, șterg story-urile cu oamenii aia care l-au luat cu mașina? Eu am șterg story-uri cu oamenii care l-au luat cu mașina. La ora aia nu vine taxi, doamne. I suck to fucking God, dar dealul și ora de și ara de something else. I suck to God. Cum crezi să nu vine taxiul? Efectiv, îmi faci și mai mulți bani. Cum crezi să nu vine taxiul? Și nici nu părea oricum atât de târziu. Ce blocuri au ne. Ne, acolo au și tramvaie. Adică vine un om, stai că vi-l arat. E ce faimos tramvaie are, ha? Respect. Mere încet, dar e faimos. Uai, mă, cam doare burta, mă, de la... Băi, Lengel, same. Că cam așa-n frișca aia. Băi, Lengel, same. Cu cât încredere și-a de... băgat el și în gură direct frișcă, doamne. Hai să vedem cum dă pe el, hai să vedem cum dă pe... Hai. Ce fericit la era. La plăcinta aia cu, nu știu cu ce era, cu ceapă și cu brânză, plus mălaiul ăla fiert, vai. Abia aștept să ajung o dată, sper că au măcar două sulurești. Hai că mai avem un picuț. Ne mai am un pic. Am fost aici la un magazin și mi-am luat airan, că o să mă dau cu el, că ieri m-am pârjolit rău de tot. La plajă, tot e roșu. Și am stat numai două ore, de atât m-am făcut roșu. Nani, ar... O să... Dai airan duș pentru că se dă cu airan pe... Măi, am mai auzit să dai cu iaurda cu airan? Măi, dar asta vreau și să zic, că airanul ăla are apă în el. Și sare, te și caci sare, pe tine. Și sare, te ustură de te caci pe tine. De ce nu te dai cu cremă de arsuri? De... Măi, o să facă urât, cum să se dea cu airan? Adică lăsăm la parte că nu face nimic, că e diluat cu apă. Are sare. Da. Hai să vedem. Doamne, măi, Lengel. Te ustură de caș măi, pe o tine. Face... Încă... Nu-mi dau... Am crezut pentru o perioadă destul de lungă că o faci intenționat și că e o memă și că faci toate căcaturile astea ca să râdem noi de el. Și pe urmă, iar am crezut că nu o face deloc intenționat. Acum sunt foarte conflicte din nou. Eu nu cred că face intenționat nimic. Bă, nu. De câte ori să greșești cartela aia la hotel? Dă o recu de treabă. Bă, tu nu știi genul ăsta de oameni? Eu știu, o grămadă. Să greșești de 8 ori, da. Și nici să nu tai în video, să lași în toate videourile cum greșești cu cartela. Păi trebuia să umpli și video-ul ăla cu ceva. Și oricum și tot ce lasă în videouri mi se pare atât de gen, cum ai zis și tu, de filmează scările de la metrou 2 minute, dar nu se filmează în centru, sau filmează parcarea când e lângă apă, pe faleză și mi-arată o parcare. Efectiv, e ori epic comedy, atât de meta, încât o înțelegem, ori este efectiv așa e om. And that's ok. No, hai să vedem. No, bine, am ajuns.
Hai să mă arăt repede baia, că trebuie să mă duc și... Ui, e cald de număr. Cum o să becurile am aici? Nu zic că nu este beca ce. Efectiv, n-ai cartela în ăla, e roșu. De câte ori poți să faci aceeași eroare? Mi se pare uman imposibil să nu înveți după a 10-a oară că cartela se bagă în... Aici e roșu, efectiv îți lucește în ochi, e roșu, e ceva roșu. E troll, man, come on. Și dacă n-ar fi... A greșit odată și pe urmă a zis și dacă, dacă e troll? E comportă-te drept. Ca și cum... Da, asta vreau să zic, e drept, ar trebui să fac asta, dar sunt foarte conflicted, pentru că de cele mai multe ori pot să-mi dau eu seama dacă e sau nu e troll. Și pe urmă încurajez alți oameni, man, lasă-l, efectiv, imaginez că nu e. Dar să mai nevoie la lenghel, că nu mă prind. Nu mă prind, mă simt eu, trebuie să știu eu. Și după să mă prefac că e real. Ok, poate trebuie să bag ceva. Bacardul Revolut. Come on, bro. Bine, ok. Come on, bro. Bacardul Revolut. Ok. Come on, bro. Nu știu unde e hârtie igienică. Nu zic că nu mai stai. Hai că stau topesc, am. O luare de ăla de iese cu țărâita. Fui, no, bine, hai că ne auzim mai încolo. Poate îmi dau seama cum funcționează asta. Du-te, măni. Am vrut anul să mă duc să o întreb pe doamna, că era o doamnă care făcea curățenie în camera de vis-a-vis. Deci cheia asta niciodată nu am văzut așa ceva. Deci de la cheia... Măi, ai fost la toate hotelurile în România în care era exact același lucru. Cum adică n-ai mai văzut niciodată? E, brelogul, văd așa. Ok. Ba bine, hai că vă las repede și ne auzim imediat. No! Lenghel, unde te-ai dus toată? Măi, e goșu. Băi, dacă s-a bronzat invers, de ce e alt pe decolteu? Wow! Efectiv, s-a bronzat invers. Wow! S-a bronzat invers. Deci după cum se vede, efectiv. Nu înțeleg. Tu când te atingi odată. Da, dar nu înțeleg cum... Nu știu nici cum, eu. Cum... Hai să vă arăt cum să vedească aerul. Dacă stai la soare, dacă stai pe șezlong, întins, gen, nu știu, citești sau ai capul ridicat or whatever, și soarele îți bate cumva din spate, stii singur umbra aici. Aș crezi că Lenghel a citit la plajă. Poate să stai pe telefon. Mâncat. Da, am mâncat și a ținut. Și oameni. Nu dăm cu aerul. Nu... Nu știu dacă mă vede asta. Da, nu. Deci când ești așa... Nu, refuz! Nu dăm cu aerul. Nu știu dacă mă vede asta. Da, nu. Deci când ești așa roșu, eu când eram în sat, mă dădeam practic cu sămăchișa. Sămăchișa e un fel de lapte prins. Aeranul cred că e lapte prins combinat cu zărul ăla, că la noi laptele prins se separe de zăr. No, și asta e... Măi, omule, are sare și apă, oricum e... Whoopsie? Oricum nu e... Abia știu să văd cum o să fac urât. Skincare cu element coroziv. Și te înroșești și apoi te usturi, nu? Și asta te ajută să nu te mai usturi. Ia, hai să vedem dacă trebuie. Și da, așa un pic usturi. Dă-te cu spirit direct, tovarășe. Efectiv e apă, prieteni. E efectiv apă, uitați cum curge pe el. That does nothing. Wow. Dorian Popa moment, content. Mănânci sau porți? Te dai așa. Și lași un picuț și apoi faci un duș. Coaia e doar apă. E zero iaurt pe tine. E doar apă. Ți-ai intrat în piele. E atât de apos că ți-ai intrat în piele. Cam asta e. Aș bea un picuț de aer de la asta. Nu, ați prins ideea. Bine, v-am lăsat. Nu, mă duc să mănânc undeva.
Tată, ce? Ce faci cu aia? Ce filmezi? Măi, am făcut chestia aia când el a dat la parter și probabil la final un etaj superior am mai chemat cineva liftul până în etajul, până în etajul în parter. Și el nu și-a dat seama că e la etajul 3? Da, și-a ieșit din lift. Măi... Ziceți voi că nu, asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Asta o chema liftul la 3 și pe mine în loc să mă ducă jos m-a dus... Deci m-a dus cu un etaj mai sus, mă. Bă, dar ce lifturi? Adică eu apăs să mă ducă jos și liftul mere sus să mai ia o persoană. În Moldova, în Ungheni, acolo am prins un lift. Doi urcau cu el, eu am apăsat să vină liftul în jos și liftul, în timp ce urca, s-a oprit și a început să coboare. Și, bă, frate. Ăsta e hotel. Frumos. Da, deci ăsta e Aneli. Uitați ce străzi au și din astea. No, bine, atunci e ora 7 seara, eu mă duc prima oară să mănânc, nu știu oriunde, aici la un restaurant. No, după aia o să trebuiască să mă duc să-mi iau... Deci l-a ajuns pe zi în Antalya și nu s-a dus la plajă pentru că... A, de fapt, bine dacă a ajuns târziu. Antalya Card, ca să mă pot plimba cu tramvaiul, autobusul și tăchealea. Iar la hotel aici, cred că mi-am cam luat țeapă cu booking, e prima oară când mi se întâmplă așa ceva. La ei, la hotel, camerele sunt mai ieftine decât pe booking. Deci vreo 22 de euro, pe booking am plătit 30. Bine că am luat numai pentru două nopți, că eu așa fac de obicei, iau pentru o noapte două și dacă îmi place hotelul, îl mai iau pentru câteva nopți, dacă nu mă mut la altul. Și am un practic, stau două zile, dar probabil o să mai îmi iau două la prețul lor, la 22 de euro pe noapte. Azi practic n-am... 22 de euro pe noapte? Cu apartamentul ăla? Da, bine, acum... Foarte decent. Depinde și unde o poziționat, că pare că e... Da, pare că e puțin un... Dar foarte decent. Dar nu adică... Nu știu... Ce? E puțin. Da, adică... Foarte puțin. Da, și arată tot curat și decent. Da, mă întrebam doar de ce nu s-a dus la ceva mai șmecher lângă el. Adică... Încă nimic, numai ce-am mâncat acolo când i-am oprit cu autobusul. Da. Plăcintă și cucuruza ăla. Ui, na, bine, hai că merem la o pizzerie atunci. Are 4,9 stele din 5, dar numai vreo 10-12 voturi, nu? Oare doar alea angajaților obligați să... Doar 10-12 voturi, am înțeles. Vom vedea cum a fi. N-am mâncat pizza niciodată aici, în Turcia. Palmier. Tot timpul mă cheamă să nu-mi pice nuci de cocos în cap. Vedeți? Ăștia n-au nuci de cocos, dar sunt de aia înalți pe bulevardie și au nuci de cocos. Adică, nu știu, n-am văzut niciodată, dar de la aia mă chem să nu-mi pice în cap. Am bagat 24 de lei. 24 de lire. 12 lei un meniu cu pizza. Hai că mă bag de încă. Lahmacun menu one. Nu, no, nu. No, ia, ia. Mi-am luat lahmacun, nu știu ce aia. Mă fiți atenți cu ajunsi. Arată faimuț. Pizza turcească. Mă rog, nu-i pizza, dar nu. Bă, pizza turcească? I mean, that doesn't look bad. Dar come on, bro. Pare că e un local de la de colțul blocului. Da. Doner pizza? No. Hai să băgăm și noi. Și tot ăsta costă 10 lei. 19 lire. 90 lei. Ți-ai luat cola. Pentru că mi-am luat meniu prost. Ia acte, mă, șef. Tu ești șefa din gang. Grija e, mă. No, hai să vă explic. Deci asta e, uitați-vă, foița e destul de subțire. Nu mai are? Sosul G? Sosul mătii. Și am bătut joc tine. Țeapă pentru un sos la 2 lei. A tras sosul pentru asta. Rose întreabă de ce e pungă de taz. Cât o să mai faci gluma asta? I love it. No, hai să băgăm împreună cu Langel. E ca o lipie, practic, cu carne, e foarte condimentată, e un pic picantă, se simte posibil și oregano din alea, condimente din alea pe care le cam simți. Dar e foarte ieftin, 9 lei termeniul ăsta cu cola și cu legumele și cu pizza asta turcească,
mere de nună. Na bine, hai că mai bag un picuș și apoi mă duc înspre o gară sau ceva să-mi cumpăr cardona. Na bun, deci ce să zic, super ieftină, dar și super condimentată. Wow. Deci atâtea condimente, cred că toate condimentele le-am simțit acolo. Cred că ia din punga de condimente și toarnă tot așa. Mă, nu zic că o fă bună, pe la medie, nu știu dacă aș mai comanda-o, dar fiind ieftină, a fost ok, mă. Hai că merem să căutăm cardul ăla, Antalya card, cum îi zice. Mă, bine, trebuie să trec pe podul ăsta dincolo și ce că pe aici ar fi pe undeva un automat de ăla să-mi iau cardul. Măi, răcoare, față de Marmaris e mult mai rece aici. Și ieri, că și ieri m-am uitat la vreme, în Marmaris era 39 de grade, aici erau 32. Deci cred că contează. Acolo zici că vine ploaia, uai. Să căutăm amunghei minunea asta de bancomat. Cam ajuns. Deci, trebuie să-l găsesc ori aici în dreapta, ori dincolo la jandar. Hai că vedem unde a fi. Măi, nu se întâmplă nimica. Nu. No. Ne uităm la un stream în care Lenghel caută un car de călătorie prin oraș. Mă simt ca într-o filmare și că am filmat noi, nu știu, la podul Basarab și doar ne învârtim pe acolo și filmăm nimic. Nu facem nimic un video așa. Hai. Și unde mergem, mergem la Ruse. Și ne învârtim prin Ruse pe acolo. Măi, dai un orășel, când treci Bacul la Călăraș și intri în Bulgaria, intri într-un orășel foarte mic, nu știu cum dracu se numește, am uitat cum se numește. Deci efectiv oraș de provincie din Bulgaria, de la foarte mic, gen de nu-i nimica. Silistra, mulțumesc frumos. O fi în stație, nu văd nici în stație, nici. Văd acolo ceva, hai că mă duc acolo. Bă, tot timpul atâta umblu după cardurile astea, mă, zici că îți ca aurul, abia le găsești, mă. Ne. Aici mere tramvaiul, practic. Și mă duce direct la gară. Și mă aducea direct de la gară, dacă îmi puteam lua de acolo. Dar n-am avut mărunt, căci că nu-ți dă rest automatul și n-am băgat banii ăla. No. Câți bani puteai să pierzi, că nu-ți dă rest? Câți bani puteai să pierzi? 10 lei? Cred că nici 10. Hai că l-am văzut, uitați-l acolo. E făinuț Antalya, ha? Bă, deci parcă nu mă mai ustură, mă, pieptul. Deci e bună aerea în ăla, serios. Wow. Da, hop. Da. Nu mai simt nimic. Pe aici nu prea m-am dat, aici încă mă ustură, dar aici nu, e. Wow, e chiar bun, e... Leac de ăsta băbesc, dar e bun, că mere. Da. Palmieri ăștia, deci de palmieri ăștia înalți mă chem eu tot timpul că poate îmi pică nuci de cocos în cap. Că aia sparge capul direct. Dar ăștia n-am văzut să aibă nuci de cocos. Deci nu știu exact care sunt palmieri aia care au sau poate... Nu știu cât e frică de palmieri aia înalți ca nuci de cocos în cap. I mean, they can kill you. E, nu știu, s-or cop deja, s-or picat peche, nu știu exact, da. Smart card 7.50. There's no change money. Du te mă dat ce. Dacă ai să plătești cu cardul. Dacă ai și dai 10 și pierzi 2.5, care înseamnă literalmente un leu cât, un leu și ceva. Nu pot să cred, mă, trebuie să apeși de... Mi-au picat banii pe aici pe jos. Ui, na, hai să-l dăm. Du-te, mă. Deci, da. Măi, ne uităm, da? Ne uităm de 5 minute la cum se pune eu să cumpere bilete. Vă rog eu frumos. Hai să vedem. Da, pizza, mor eu. Sentimentul ăsta l-am și eu. Cred că ultima dată când m-am simțit ca Lenghel în această situație a fost în clasa 5-a, da. Adică am mai avut și eu, mi s-a întâmplat și mie. Să nu înțeleg cum funcționează un automat. Bă, dar nu știu, ori întrebam pe cineva, ori căutam pe net, că aveam telefonul la mine, ori... Cred că în Londra am căutat pe Google cum că se folosește, sau în Madrid, nu mai știu unde. Și că am căutat la un moment dat pe Google în fața unui tonomat, how do you use tonomatul ăsta? Și mi-a zis de pe Google cum se folosește și am mers. Ha, bă, faie, că n-ai știut din ori să asamblezi jucărioare de la Kindle, du-te. Hop, și am 20 pe, nu? 20? Da, no, bine, hai că mai trebuie să-l activez, am. Și apoi merem cu tramvaiul, să vedem dacă merg. Și l-am activat, nu.
Totul e în regulă. Na, hai amu să luăm tramvaiul. Deci eu amu mi-am dat seama că cât timp am fost acolo. Încă în București. Hai amu să luăm tramvaiul. Deci eu amu mi-am dat seama că... E STB-ul ăla bun din București, prieteni. Cât timp am fost acolo la automatul ăla, nu a trecut niciun tramvai, nicio direcție. Sper că mai circulă tramvaiele. Sau circulă super rar, nu știu ce să zic. Nu mă, nu mai circulă nimic. Deci cred că are niște ore, dar nu știu care sunt orele alea. Ei, domnișoara aia mere pe jos. O vedeți acolo? Se ceartă șoferul. Hei, ce-i cu masca asta? Alt șofer. Atenție, umor. Bușu, tu ai editat asta? Nu-i Bușu. Nu-i Bușu, de când editezi astea lui Lenghel? Recunoaște. Atenție, umor la Lenghel, atenție, atenție. Se ceartă șoferul cu alt șofer. I mean, he tried. Da. Na, deci am luat autobusul ăsta. Ăsta a fost primul pe care l-am văzut că vine încoace înspre centru. Wow, dar ce ploaie! Nu ofens pentru toți românașii care merg în Antalya. Dar arată oribil, man. Pare că e un oraș abandonat. Presc așa, mă, gata să te calci, așa. Hai, dar vine ploaia. Sper că vine un autobus încoace. Dacă nu vine, o iau pe jos. Asta este. Sper să nu mă prinde. Hai, weekend. Plaja, cum? Ce? L-a jurat? Trimiteți-i lui Bucarest Bike Traffic. Trimiteți-i lui Bucarest Bike Traffic să-l distrugă pe Lenghel. Avem nevoie de acest beef pe YouTube românesc. Mm-hmm. Bucarest Bike Traffic versus îmi place să mănânc. Mă prinde. Hai, weekend. Hai, Dutien. Era pe pista de biciclete? Da, da, da. Te înjură la tine acasă. În loc să o colească toată pista de biciclete, el a tăiat-o. Plaja Comune. Hui, tă cu chetre, tă cu din asta. Dar e mai mare decât la Marmaris în orice caz. Dita mai plaja. Nu, aici ai venit zilele următoare. Nu, bine atunci, cam atât a fost pe ziua de astăzi. Tăcea mâncat alunecat și ne auzim data viitoare.